Șoferii care pleacă la drum cu asigurarea RCA expirat ar putea să nu-și mai permită să-și o înnoiască în noua lege RCA, se schimbă tarifele. Vor plăti mai mult și cei care vor să-și repare mașina la propriul asigurator. În câteva zile, șoferii care vor fi prinși că nu și-au înnoit polița RCA după ce a expirat vor avea parte de primele surprize din noua lege. Șoferii care vor circula fără o poliță RCA valabilă mai mult de 30 de zile vor fi penalizați la următoarea asigurare cu două clase de malus. Asta înseamnă că dacă un șofer va încălca legea și plătește acum în jur de 500 de lei pentru o poliță de asigurare, la următoarea poliță va plăti cu 20% mai mult. Asta înseamnă în jur de 600 de lei. Cred că ar trebui schimbat tot sistemul. De ce? Începând de la asta, tot ce fac, fac numai în favoarea lor și pentru noi mereu le răsucește, mereu le învârtește. Cei din trafic cer ca societățile de asigurări să reacționeze mai prompt și la despăgubiri, nu doar la penalizări. E scump. Mașina personală, odată am avut o daună și am plătit noi și până ne-am recuperat banii au trecut vreo 3 ani. Cei care provoacă accidente și care până acum scăpau de istoricul negativ prin cumpărarea unei alte mașini nu vor putea să o ia de la zero și cu asigurarea. De data asta se ia istoricul șoferului. Dacă persoana respectivă a înregistrat accidente în anul precedent, indiferent de numărul de vehicule, va primi bonus sau malus? Șoferii cu minți în trafic și cu bonus maxim ar trebui să plătească cu o reducere de până la 50%. Însă cei care au avut cel puțin 3 accidente vor plăti dublu. Dacă asigurătorii nu vor respecta legea RCA, Autoritatea de Supraveghere Financiară amenință cu amenzi. Sancțiunile se aplică gradual, de la avertisment până la sancțiuni cu amendă până la 500.000 de lei, iar pentru cazurile grave, chiar cu retragerea autorizației. Șoferii vor putea să își repare mașinile pe propria asigurare, însă vor trebui să plătească în plus. Iar condițiile de suspendare pentru polița RCA nu au fost clarificate nici până acum.